Bunăcioșul de biscădincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale și continuăm, nu? Să învățăm câte ceva de la Sfinții Părinți. După cum ați și observat în ultimul timp, ne folosim de învățătura din proloace. Ne stă bine așa în post măcar să gustăm din cele pe care le gustă spre a se hrăni duhovnicește călugării. M-a întrebat cineva ieri, Părinte, v-am văzut la emisiune cu o carte nouă. Nu e ea nouă, mă rog, nouă pentru ceea ce facem noi la emisiune. Ce e cu cartea aceea? Se intitulează Prologele, după cum ați și văzut titlul pe care l-am dat emisiunilor în ultimul timp. Prologe care, da, în Dex este explicat ca fiind cuvânt înaintea unei opere literare de diferite facturi sau, mă rog, ceva de debut, un cuvânt de debut. Prologele, această carte pe care o am în față, este o culegere în care sunt adunate vieți de sfinți și cuvinte de învățătură adunate. Bine, ea a apărut în original, dacă nu mă înșel, undeva în secolul XVII, pentru prima dată, mănăstirea Secu. Uite, nu m-am gândit că o să vorbesc, a venit acum așa. Dar din amintiri, mi-aduc aminte că a fost, deci, prima ediție undeva la mănăstire, la Secu sau la Neamț, în zona Neamțului oricum, deci în secolul XVII, și pentru prima oară, mai după multă vreme, așa, a fost reeditată de Mitropolia Olteniei. Acum ea a fost reeditată de Iași sau de București chiar. Dar ediția de față este cea prezentată de Mitropolia Craiovei, Olteniei. Într-o această zi, o învățătură din Pateric. Să știi, o frate, că începătura mântuirii noastre, a întăririi noastre și începătura înțelepciunii după prorocul și întâia treaptă a faptelor bune, întâia treaptă, să înțelegem, și începutul înțelepciunii, este frica de Dumnezeu. Adică, nu de persoana lui Dumnezeu, ci de verdictul pe care îl va da la judecată. Deci de judecata lui. Că oricine cu frica Domnului se abate de la rău. Că prin trânsa și curățirea de păcate și păzirea faptelor bune și calea spre desăvârșire se fac. Că dacă intră frica de Dumnezeu în sufletul omului, îl face pe acesta să părăsească toate lucrurile lumii acesteia, iar din aceasta, din părăsirea lucrurilor lumii, se naște smerenia, care este cap și începătură a tuturor faptelor bune. Pentru că din trecerea cu vederea și din părăsirea tuturor lucrurilor celor pământești, din acestea se face smerenie. Deci, mai întâi, trebuie ca cineva să-și omoare voia sa. Apoi, trebuie ca nu numai prin faptele sale, ci și prin gânduri să nu-și tăinuiască față de, să nu tăinuiască față de părintele său. A treia, că nu științei sale, ci judecății și poruncii părintelui său duhovnicesc să se supună. Bine, este firesc, din moment ce stai voia ta, faci voia lui Dumnezeu, care nădăjduiești că El ți-o va comunica prin duhovnicul tău și nu îți pui nădejdea în aceasta atât de mult
pentru marea sau poate mai puțina iscusință duhovnicească a duhovnicului tău, cât pentru nădejdea că Dumnezeu pentru aceasta ți l-a rânduit ca prin el să lucreze. Nădejde punându-ți nu atât de mult în om, cât în Domnul neapărat. A patra este că întru toate să se supună poruncilor lui. A cincea, că nu numai tu însuți să nu îndrăznești să ocărăști pe cineva, ci încă și ocara, cea care îți vine ție de la altul, cu bucurie să o primești. Cum, părinte? Mama, asta e una din problemele mari ale lumii de astăzi. Știți ce m-a jignit? A trebuit să-i spun. Cu foarte multă îndreptățire, zice omul acesta. Adică îi se pare omului de astăzi just să riposteze la jignire, cu o jignire pe măsura jignirii, sau dacă se poate puțin mai abitir ca să te arăți, vezi, Doamne, în mai mare putere. A șasea, că nimic să nu începi a face afară de aceea ce ți este poruncit ție de dânsul, la tot la duhovnic se referă, chiar dacă ar fi ceva auzit din Sfintele Scripturi. A șaptea, când cu puține haine te vei îndestula și cu mulțumire le primești pe acestea și nevrednic te socotești pe tine de acestea. Ești mulțumit și chiar te consideri cu foarte mari daruri acele puține pe care le primești, le consideri mari daruri. A opta, când ca un mai de pe urmă decât toți te socotești pe tine cu adevărată inimă, adică nu doar că intri în pielea unui personaj zmerit și astfel te prezinți celorlalți și joci impresionant de bine rolul unui om smerit. Și problema smerenia trebuie să fie una autentică în inimă. De asta spune cu adevărată inimă. Adică ceea ce se vede, smerenia ta, să fie una care este o mică scăpare din adânca ta stare de smerenie, de fapt. A noua, ca limba să-ți înfrânezi, adică să nu îndrăznești a-ți înălța glasul la vorbe. Al zecelea este ca să nu fii gata întâiul la râs. Deci din aceste semne și din cele asemenea cu acestea se cunoaște smerenia care, dacă s-ar săvârși cu adevărat, apoi de grabă îl ridică spre înălțimile dragostei pe cel ce o câștigă pe ea. Că într-o smerenie, frica de o sândă nu este, n-are cum să fie frică de o sândă când ești smerit. Pentru că nu ai de ce să fii smerit. Nu ești culpabil cu nimic. Când ești smerit, știi că n-ai greșit cu nimic și nu e vorba că te mândrești, că te consideri fără de păcat, dar nu ai frică. Smerenia, iată cum înlătură frica. Că într-o smerenie, frică de o sândă nu este și toate nu se mai păzesc de frică. Încep să urci, de fapt. Și din dragostea cea nemăsurată și din dorirea cea bună începi a le face. Prins drag de ele. Și atunci poți ajunge la vârful care este pe scara bunătăților. Se întâmpla, nu, odinioară, că copiii, la începutul curcușului lor de instrucție în școală, să înceapă să facă anumite semne
componente ale viitoarelor litere. Și ei mai mult, unii dintre ei, nu toți, unii făceau cu, din iubire, din start, erau deja dorniți să vadă unde vor ajunge, dar alții le făceau din frică. Frica de învățător, frica de părinți, frica care îi motiva, dacă nu aveau dragostea de a scrie, că nu tot omul avea această bucurie, măcar din frică, începeau să le facă și le făceau că trebuia să le facă. Dar după aceea se desăvârșeau, le plăcea cum le ieșea, prindeau drag de ele. Mai mult se motivau când vedeau că acelea adunate nășteau litere, după aia cuvinte, după aia propoziții, după aia fraze, poezii, poeme sau romane. Și uite, așa evolua omul. Așa și în cele duhovnicești. De frică uneori. Începi din frica de a nu-i greși lui Dumnezeu. Și ajungi la un moment dat, urcând duhovnicește, să faci cele pentru sufletul tău, spre mântuirea ta, iată, nu din frică, ci că ai descoperit dragostea de a le face. E un fel de pofta vine mâncând. Vezi? Iar îndemnuri de urmat să-ți fie ție cuvintele fraților, celor ce viețuiesc împreună cu tine și evlavia lor. Acest cuvânt este clar potrivit, se vede că este mai cu seamă țintit către novici, cei care se află la începutul urcușului celui duhovnicesc. De asta, într-o smerenie a începutului, este sfătuit începătorul să-i aminte și la cuvintele celor mai cu experiență. Știți că și copilul de clasa 1 este ajutat poate de frații mai mari acasă sau de colegi mai mari la școală. Se petrecea acest lucru mai cu seamă în mediul rural unde se studia într-o clasă copii de diferite nivele pentru că erau cursurile simultan ținute cu cei mici, cu cei mijlocii, cu cei mari, mă rog, și se întâmpla ca cei mari să fie ajutor de învățător pentru cei mici, cumva. La fel și în mănăstire, nu? Călugărul la început de drum este ajutat de cel mai cu experiență, cu 2, cu 5, cu 10 ani de mănăstire. Și în viața cea duhovnicească. Ne bazăm pe sfatul celor mai cu experiență. Bine, trebuie să cerem. Nu să fim surprinși de oferta de ajutor. Nu foarte cu smerenie și cu dragoste feită, ci impusă aproape de către unii. Dar asta e cu totul altă discuție. Iar îndemnuri de urmat să-ți fie ție cuvintele fraților, celor ce viețuiesc împreună cu tine și evlavia lor. Că din urma și a râvni celor sporiți, mare folos se face celor ce voiesc să vie la desăvârșire. Că mare folos se face celor ce voiesc să vie la desăvârșire din a urma și a râvni celor sporiți, încât să poți urma și tu tuturor celor care sunt sporiți în viața duhovnicească. Și într-o această rânduială duhovnicească a vieții celei de obște, să rămâi până la sfârșit. Acestea pe care le-a zis David, spre pază să-ți fie ție, ca să poți viețui împreună cu frații. Anume, cităm, iar eu, ca un surd, nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Psalmul 37. Că atunci când cele ce vezi și nu sunt spre zidire și folos
să fii ca un orb față de ele, asemenea și spre cele ce auzi, dacă nu sunt de folos, nu? Ca un surd și ca un mut să fii și să nu ai în gură mustrări. Oricâți credincioși neascultători și fără de rușine ar fi, ca un mut și surd să te întorci spre dânsii. Iar de la duce asupra ta mustrări și defăimări sau ocări, nemișcat să fii și să nu te mâni ca un surd ce nu aude ocară. Totdeauna la cuvintele, atenție că unii au impresia că acest lucru este o prostie. Nu este deloc o prostie. Gândiți-vă că acela care te ocărăște știe despre tine că tu auzi oricum, vede că tu faci acest exercițiu spre folosul tău întâi de toate, de a fi ca un surd, adică nu a reușit să intre la centrul nervos al auzului, adică ai păzit urechea din exteriorul timpanului, da? Nu au reușit să intre, să pătrundă vorbele tale, pentru că nu vorbele aceluia nu te-au afectat cu niciun chip. Tu te comporți cu el ca și când ți-ar vorbi lucruri bune, lucruri firești, lucruri normale, lucruri pașnice. Nu te afectezi deloc. Adică îți păzești pacea lăuntrică. Atunci ce se întâmplă? Peste focul lui cu care ai pornit asupra ta, tu vii cu apa liniștită a păcii. Și apă din destul, pace din destul. Ușor, ușor potolești aprinderea acelei. Și se liniștește. Chiar dacă poate inițial când dai peste foc cu apă, se iuțește puțin focul. Dacă vii cu apă neîmpuținată, se stinge. Puțin câte puțin, cu sfârâituri, cu așa, dar până la urmă se stinge. Trebuie deci noi să fim izvor de pace. Izvor de pace nesecat. N-ai cum să nu stingi. Este imposibil. Decât dacă seacă pacea ta. Trebuie avut grijă. Totdeauna la cuvintele psalmistului acestuia, psalmului acestuia, psalmul 37, da? Să te înveți. Și la următorul, la psalmul 38, ia să vedem ce ne spune. Păzi voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba. Pus am gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Când s-au iuțit unul împotriva, da? Pus ai gurii tale, pază, ai tăcut. Și ca să nu-i urăști pe aceștia sau să te osândești cu ura pe care ai lăsat-o să te pătrundă, la acestea de-a pururea să te întorci și să păzești cele mai au sus auzite. Încă afară de acestea, ca un fără de minte și neștiutor să te faci pe tine după cuvântul apostolului pentru ca să fii înțelept. Adică nu înțelegi. Cuiva la un moment dat am îndrăznit să-i spun, gândește-te că tu nu știi chineza aceea a răutății. N-are nicio treabă limba chineză, e o limbă bună și frumoasă. Pentru noi este o limbă necunoscută. La acest aspect m-am referit. Adică răutatea aceluia să nu o înțelegi. Și atunci nu pătrunde în tine. Nu se tulbură pacea ta. Chiar îi zâmbești chinezului care vorbește, arătându-i din zâmbet nevinovăția omului care nu înțelege ce spui. Ai vrea să înțelegi, dar nu poți. Ai bariera neînțelegerii. Așa și cu răutate.
Nu înțelegi ce spune. Și poate că s-ar iuți și mai tare să-ți explice toată răutatea aia. Asemeni, tot nu înțelegi. Și ușor, ușor, implacabila ta pace, izvorul tău de pace va stinge răutatea lui. Și numai pe părintele tău să-l socotești că este sfânt și drept și că folositoare ți este cele poruncite de dânsul. Să-l consideri. Nu spune nimeni că este sau nu este. Nu spune că dacă îl găsești, că e sfânt, să-l socotești. Și numai pe părintele tău să-l socotești că este sfânt și drept. Și folositoare îți sunt cele poruncite de dânsul. Dacă așa consideri, pentru această nădejde pe care tu o ai, Dumnezeu va face două lucruri. Și îți va lucra desăvârșit prin trânsul pentru tine și astfel lucrând, chiar va deveni acela un om sfânt și plăcut lui Dumnezeu și de folos ție ca om. Este lucru pe care ne-l explica în detaliu acesta, în acest detaliu, Părintele Arsenie Papa Ciuc, la un moment dat, într-o discuție, era mai mulți tineri, și nu știu cum a venit vorba, nu mai țin minte foarte bine, despre mari duhovnici, în rândul cărora și el fusese, iată, numărat și și spunea Părintele Arsenie așa. Duhovnicul mare nu se face el pe sine. Îl face Dumnezeu pentru nădejdea multora dintre fiii duhovnicești care vin la el cu nădejdea că Dumnezeu le va vorbi prin trânsul. Pentru nădejdea acelora. Deci, pe un duhovnic l-au făcut mare fiii săi duhovnicești. Pentru că acest fel de supunere îți va întări inima și așa vei putea răbda până la sfârșit și vei putea purta jugul cel bun și sarcina cea ușoară a ascultării. Este într-adevăr, pare să fie un cuvânt mai cu seamă pentru călugări. Dar am spus mai cu seamă, nu am spus exclusiv pentru că sarcina cea ușoară și jugul cel bun al ascultării nu îl îmbracă doar călugărul la momentul tunderii în monahism. Nu? Ci și noi la momentul botezului nostru devenim, iată, oi cuvântătoare în turma lui Hristos. Deci dacă facem parte din această turmă, va trebui să ascultăm de păstorul nostru. Să ascultăm și să ne luăm jugul ce ne este pus cu multă bucurie, cu multă dragoste și vom constata că este unul ușor. Și nu va putea meșteșugul cel drăcesc să te despartă pe tine de viața cea de obște. Însă răbdarea ta să nu fie urmarea faptelor bune ale altora. Și să fim foarte atenți la explicație. Adică, fiindcă nimeni nu te va mânia. De asta pare să fii tu răbdător că nimeni nu te-a mâniat. Ai trăit într-un mediu steril de mânie. Adică n-a fost mizerie, n-a fost răutate, n-a fost nimic de genul acesta. Nici nu te va ocărâ, nici nu te va defăima altul. Atunci răbdarea ta nu este una de valoare, nu poți să vorbești de o răbdare din partea ta, pentru că ea de fapt n-a fost încercată și neîncercată fiind n-a fost iată vădită. De vreme ce acest lucru nu este atunci al bunătății tale, nici într-o a ta voie se află. Ci când vei fi cu adevărat ocărât, defăimat, clevetit, atunci,
cu blândețe, cu smerenie, să rabzi, pentru că aceasta este întru a ta învoire. Și mă duc neapărat puțin mai devreme cu adevărată inimă. Nu doar să te stăpânești, să nu arăți mânie, dar tu în inima ta să colcăi, că n-ai făcut nimic. Chiar dacă poate omul din față n-a văzut mânia ta, dar Dumnezeu care le vede pe cele ascunse ale oamenilor, ți-a văzut lipsa de răbdare și mânia. De aceea, ne întoarcem iarăși la începutul cuvântului, frica de Dumnezeu te poate. Vrei să nu-i greșești. Știi că ochiul lui a toate văzător este văzându-te pe tine ce simți, ce gândești, ce vrei. Deci, când vei fi cu adevărat ocărât de făimat și clevetit, atunci cu blândețe și cu smerenie să rabzi, pentru că aceasta este întru a ta învoire, adică să fie asta voia ta. Deci, dar acestea toate pe care, pronunțându-le înainte, le-am zis, scurtându-le, vom zice ceva mai în grabă, spre leznirea gândului tău, ca să-ți poți aduce aminte de ele. Ascultă, dar iarăși, pe rând, cum vei putea să te sui spre săvârșirea faptelor celor bune. Începătura mântuirii noastre, începătură, nu toată mântuirea. Începătura mântuirii noastre este frica de Dumnezeu, fiindcă din aceasta se naște buna ascultare. Iar din aceasta, din buna ascultare, se naște lepădarea de lume și trecerea cu vederea tuturor lucrurilor celor pământești. Iar dintr-o aceasta este mai ales smerenia. Și din smerenie se naște omorârea voilor noastre, iar din omorârea acestora se veștejește rădăcina poftelor. Și din omorârea poftelor, toate patimile sufletești se sting și pierd. Iar acestea, stingându-se, roadele faptelor bune se fac și înfloresc, iar din înmulțirea faptelor bune, curăția inimii se naște. Și curăția inimii, născându-se, vei ajunge la marginea dragostei și te vei lipi de ea, că ea este Dumnezeu, căruia se cuvine slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ioan, apostolul și evanghelistul, a ajuns și el, ca toți sfinții, de fapt, la această concluzie. Și a mărturisit-o chiar în prima sa epistolă sobornicească, epistola 1 a Sfântului Ioan, capitolul 4, versetul 8, a spus clar așa: cine nu a iubit, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. Iubim pe aproapele, noi vedem răutatea, ca să nu ne fie afectată iubirea. În această seară, la ora 19, mai cu seamă constanțenii și nu numai toți cei care vor să se întâlnească cu Părintele Iustin, starețul mănăstirii Ioan Casian, să îl audă vorbind despre moduri de viață pe care, iată, Sfântul Ioan Casian ni le recomandă. Va fi tare frumos, la ora 19 la Casa de Cultură, iar mâine dumnealui va veni aici în studio și ne va vorbi despre același subiect. Mâine, când, după emisiune la ora 17, ne vom întâlni pentru ultimul maslu de obște pe care îl vom săvârși în Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva sau Catedrala Sfânta Vineri din Năvădare, cum îi place Părintele Vasile să spună. Iată, pentru ultimul maslu, cum am spus. Să luăm aminte, să ne fie de folos. Doamne ajută, iubiți credincioși!